Ce cadou ați pregătit soției de 8 martie? Sau e secret? Nu, nu e secret. I-am pregătit pentru unghii, adică toate materialele, toate chestiunile astea. E vrea să fac unghii și i-am pregătit cadou unghii. Я подарок. Какой? Цветочки, конечно. Для любимой женщины, само собой, подарок подготовил. Ну и плюс для всей семьи, для мамы жены. То есть праздничный ужин, который готовлю я и мой тесть. Наши любимые женщины – это наши близкие женщины. Мама, тетя, бабушка. Вот мы с отцом вместе собрали немного денег. Будем их радовать красивыми цветами и, конечно же, подарками по потребностям их. Цель моей бунка до уморти фамилии есть, как фамилия Софии Туаца Натуаса, Софии Копии Алетори. Și să ne bucurăm de clipurile frumoase pe care Dumnezeu ne le cadonează fiecăruia. Am luat o gentuță, adică avea nevoie și un buchet de flori, adică asta e. Și am făcut un buchet de flori din lentă de atlas, adică un cadou făcut cu mâinile tale, că e cel mai bun. Această sărbătoare este foarte importantă, deoarece prin această sărbătoare trebuie să ne exprimăm dragostea noastră față de oamenii dragi, nu numai pentru prieteni, dar în general pentru femei, așa că cred că aduce un impact foarte plăcut pentru relațiile între prieteni și familie.